Dragi prieteni, am revenit din publicitate. Vă reamintesc că suntem la emisiunea Turism și Agroturism și stăm de vorbă cu Ina și cu Ghiță. Dragă Ina, haide să continuăm cu pozele care ni le-ai început a ni le arăta. Câteva povești. Așa, și o Din să stăm și la rătezat. povești după aceea. Da. Păi tot din rătezat mai putem prezenta tot de pe Valea Bucurii. Se mai pot face câteva trasee frumoase. Aici mai avem și Tăul Cârligului care se poate vedea tot în rezervație. Tău cârligului, e ca un Este, cârlig sau da, deci, da, chiar da? are o formă de cârlig, da, și este tot în rezervația Gemenele. Aici avem Colții Bucurii și Tăul Agățat. Este o zonă care se poate vedea tot dinspre Valea Bucurii. Traseu. Aici avem iar Care este de pe slăbirea? Bucura, cum se vede, e vedere dinspre Bucura cu vârful Judele și creasta Slăveiului, ceva lacuri din Valea Bucurii se văd. Aici este Tău Agățat sus acolo, ce se poate vedea. De aici, de pe vârful Bucura, chiar de sus, care, să zicem, e unul dintre vârfurile cele mai importante din Retezat, se poate vedea chiar vârful Retezat, care e emblema munților Retezat. Și pietrele de acolo, alea le-au adus cineva, le-au organizat alea ca și un vârf sau așa au fost ele acolo? Așa au fost Așa ele acolo, așa le-au a găsit. crescut muntele, da. Așa au crescut muntele cu pietre Așa a pe el. crescut muntele. Ghiță se pricepe foarte mult la legende și spune cum a ajuns astfel să fie retezatul cu pietrele și cu văile lui, cu denumirile. Fiecare are o denumire aparte și tot de Păi, pe vă. o să intrăm pe povești după ce ne După, prezint da. fotografiile. Aici avem iară, tot de pe vârful Bucura, este panoramă spre rezervația științifică Gemenele. Și tot pe Bucura avem capre negre. Wow. Pot fi văzute destul de des pe creasta Bucurii, pentru că e granița între Valea Bucurii și rezervația științifică Gemenele. Cât de aproape ați fost de De capre negri? capre foarte aproape, chiar la 20 de metri. Condiții de ceață. Condiții de ceață, da. Sunt sperioase, adică sunt mai Da, puțin da. prietenoase. Da, la noi în România, da. La noi în România caprele negre cam pleacă când întâlnesc turiști și de obicei în perioada Încerc să evit. turistică cam evită traseele cele mai frecventate. Foarte greu găsești capre negre pe traseele marcate. Deci, Da. în general, ele merg pe zone nemarcate ca să nu se întâlnească cu turiști. Nu neapărat că stă turistul să îi facă o poză, dar... Da. Mai avem tot înrătezat ca și animale, să zicem așa, care nu pot fi găsite peste tot, mai este marmota. Ea a dispărut de mult din România și a fost populată din nou, să zic, zona montană cu marmote aduse din zona Alpilor. Și atunci au fost mai multe parcuri naționale și zone montane populate, cum ar fi Rodnei, Făgărașul, este Retezatul și parcă Buila Vânturarița, așa acolo au adus parc marmote sau unde mai era. Rodnei, da, au fost și în Rodnei. Și pe fiecare urcare întâlniți și marmot sau... Tot așa, și marmotele destul de rar Destul sunt rar. întâlnite. Sunt anumite perioade în care pot fi văzute ba în Valea Bucurii, ba în Valea Pietrele, alții le-au văzut pe culmea Slăveiului. Așa, cred că în funcție Nu de sunt la an reclamă, preferă nu anumite învelesc locuri. ciocolată. Da, nu înveleși ciocolata, dar sunt la fel de drăguțe. Da, aici tot capre negre avem. Aici avem vârful Retezat văzut din altă perspectivă, chiar de pe culmea Vălăreasca. Avem aici tot vârful Retezat cu lacul Ștevia, care este chiar sub vârful Retezat. Aici avem iară vârful Retezat și cățelușa noastră care ne însoțește peste tot, Dar cățelușa Tara. pe retezat e zăpadă permanent? Nu, Nu. nu. Prin mai se cam duce zăpada. Încă în aprilie se mai pot face încă turele de iarnă cu cei care preferă schiul,
în zona de creastă, încă în aprilie se mai poate face. În funcție de stratul de zăpadă. Da, în funcție de, și de cum a nins în anul respectiv. Pozele astea sunt făcute acum, în 2 ianuarie, de pe vârful retezat. Aici avem șaua retezatului și vârful retezat. Creasta retezatului se vede foarte frumos panoramă cu toate celelalte creste, cum ar fi Bucura, nu Bucura, scuzați, este Peleaga, Păpușa, Vârful Mare, Costura Bucurii, Șaua Bucurii, avem Stănișoara. E o panoramă foarte frumoasă și mult se poate vedea de acolo. Avem aici Colții Pelecii. Mai avem iar de pe vârful Peleaga, care este cel mai înalt vârf din retezat, este unul din cei 14 munți, vârfuri de la noi din țară care depășesc 2500, are 2509 metri și este al șaptelea ca înălțime din țara noastră. Și următorul tot din retezat, Păpușa, da, 2508. Și ca și accesibilitate, adică este greu, că mă gândesc că vârfurile au și ele anumit grad. Au grade de dificultate, așa este, dar depinde de anotimp. Pentru iarnă este traseu dificil. Îți trebuie echipament, deci nu poți să mergi fără un echipament adică colțari, adecvat. Adică colțari, colțari bețe, este, bineînțeles. Și vara, în schimb, se poate practica de către orice turist care cât de cât are un pic de antrenament și respectă traseul turistic. Traseul e făcut să fie accesibil. Dar îți trebuie un picuț de antrenament. Nu mult, dar... Ați avut staționări pe vârfuri cu cortul? Ați rămas vreodată? Chiar pe creastă nu, decât în zona, să zicem, un pic mai jos, la 2000 de metri, 2200 de metri, cum ar fi platoul Radeș-Slata. Nu este cu chiar vârful de creastă, cum ar veni la peste 2300. Dar, în general, staționăm în zonele unde e voie să campezi. Nu se poate campa oriunde acum în retezat. Pe vremuri se putea campa oriunde, acum nu mai este voie. Nu mai este voie nici foc să se facă. S-a interzis focul și sunt, în schimb, câteva refugii care pot fi abordate. Și... Sunt cabane în apropiere, în perioada de vară. Când îți permite timpul, în perioada de vară fiind de ziua lungă, ai timp la dispoziție să vezi mai mult din traseu. Avem vârfurile acestea importante care pot fi făcute din Valea Bucurii, cum ar fi vârful Bucura, vârful Peleaga, vârful Judele, Creasta Slăveiului. Dacă traversăm dincolo spre Cârnic, dinspre Valea Bucurii, ajungem în Valea Pietrele. Aici avem iar un spectacol, să zicem așa. Primăvara este chiar spectaculoasă zona. Avem lacul Pietrele. Și mai avem aici iar un punct turistic ca reper foarte cunoscut de turiști în general. Este Bordul Tomii, se numește. Este un bolovan mare, da, frumos, așa. Te poți urca pe el să faci plajă. Și să admiri creasta de jur împrejur. Aici aveți cățelul. Da, la Bordul Tomii, aici este cățelușul, da, peste tot ne însoțește tara. Însoțește peste tot, nu? Da. Punțile care sunt făcute, bineînțeles, tot de echipa de la Parcul Național Retezat, împreună cu cei de la Salvamont și cu voluntari care îi mai ajută. Sunt punțile care traversează pâraiele din retezat. Asta e puntea de pe râul Pietrele. Avem un punct iar foarte important, să zicem așa, ca plecare în trasee turistice din retezat, este Cabana Gențiana. Este foarte bine plasată ca punct de plecare. Sunt mai multe trasee care pot fi făcute de acolo. Deci se poate face Peleaga, Bucura, Retezatul, Vârful Mare. Cabana este prinsă în circuitul turistic ca și pensiune, nu? Sau? Aparține unei ONG. Aparține unui ONG. Deci, cu alte cuvinte, turiștii pot să servească acolo un suc, un ceai. Se poate dormi. Și în perioada de iarnă și în perioada de vară. Este cu cabanier 24 din 24, tot anul. Cabanier permanent. Da. Condiții bune.
Pentru munte. Da, chiar Pentru pentru zona de munte munte. este, eu zic că sunt condiții excelente chiar pentru zona la 1700, eu zic că e. 1672 altitudine și mai Da. Probabil cam singura variantă în zonă acolo, altceva Cu nu ai, adică acces spre aceste vârfuri care le-am pomenit mai devreme, cam da, cam da. Restul mai mai este mai sunt. jos cabana Pietrele la Este un pic mai jos și 40 de faci, minute. iară durează când e să urci în traseu, durează un picuț, dar și acolo e foarte frumos de staționat și de acolo se pot porni trasee. Avem aici cu cabanierii Schimbul de de la, cabanier de la da, e cabana schimbul de la Gențiana. noi și doi cabanieri de la Gențiana. Iar este un punct turistic cunoscut și foarte accesibil pentru toată lumea. Se poate ajunge chiar Cascada cu Lolaia. mașina pe timpul verii. Este Cascada Lolaia. Aici o avem iarna, cum Înghețată. arată acum, înghețată, da. Și Și de acolo curge apa? Da. da. Deci asta este cascada. Este cascada Aici înghețată. Ghiță cu Eu Colțarii. pun mâna, de fapt, pe gheață și sub gheață curge apa. Da. Și așa arată Așa arată vara. Vara. vara, da. Aici avem iar o vale foarte frumoasă și zonă unde se poate urca în mai multe trasee, cum ar fi vârful Retezat, vârful Olaia, vârful Bucura, se numește Valea Stânișoarei. Este paralelă cu Valea Pietrele și are tot un punct de reper ca și cea cum este Valea Pietrele. Dacă pe Valea Pietrele avem Bordul Tomii, aici avem La Borduleț. Este tot o stâncă Mai micuță. mai micuță, Deci un stânca picuț. respectivă este la La Borduleț. Da, așa Borduleț. se Este numește. un reper turistic, Un da, reper la turistic, da. Borduleț, da. Aici avem o punte pe Interesantă treabă, că Stânișoara. aproximativ fiecare locație, fiecare Da. are și o denumire ca să, cel Da, puțin este punct, pentru este punct, turiști. este punct de reper Da. ca să știi unde te afli. Na, pentru Contează cei foarte mult. avizați că Da. ei știu cum să Văile sunt discute. lungi în general, cam peste tot în zonele astea cu altitudine mare. Și atunci, normal că e bine să ai un punct de reper unde să știi că ai ajuns și Da, cam mai cât ales în mai e de perioada de iarnă, acolo. Și când nu... vara, dacă și e vara, dar în perioada ceață, de iarnă. imediat te poți orienta unde ești. Aici avem Cabana Pietrele. Aici un pui de somn la Cabana Pietrele, după o lungă tură pe munte. Aici avem o vedere de pe vârful Păpușa. Se vede frumos vârful mare și Țara Hațegului. Dar fiecare care urcă și cucerește vârful și lasă un steag acolo sau steagul și le ia înapoi acasă? Pe Depinde. Leaga este un steag permanent și Permanent. pe Păpușa. Da. A fost lăsat de turiști, A mai fost, a fost și pe dar Bucura, acum dar vântul ia, îl rupe. da, în ultima perioadă am încercat, când urcăm, să luăm după noi și steagul. Dă bine, ca să zicem, și în poză steagul și o chestie de, nu neapărat publicitate, ca să putem să spunem, dar chiar suntem mândri că Este o suntem mândrie, români. este o mândrie. Nu oricine ajunge Suntem, pe vârf acolo. da. Eu n-am, am pe un singur vârf am ajuns și eu cu familia. Am dus fetele să stea pe... Este o treabă în aia de alamă bătută în vârful muntelui acolo. Se scrie cota pe ea. Da. Și le-am pus pe fete să stea acolo ca să-și aducă aminte vreodată că a fost pe vârful ăla acolo. Foarte frumos. Aici mai avem tăurile din Valea Rea. Se numește Valea Rea pentru că are foarte multe stânci și pentru ciobani este cam dificil să tot umble cu Apropo, animalele sunt și ciobași în stâne. mai este voie, mai este acces pentru pășunat, dar numai în anumite zone. De exemplu, Valea Rea a fost interzisă acum a pășunatului. Vor încet, încet să o retragă din circuitul turistic, tocmai să facă și pe ea cam cum este rezervația științifică Gemenele, o formă de protecție pentru animale, unde se poată refugia. Nu mai este voie, de exemplu, campatul aici în zona la lacurile din Valea Rea, cu toate că este o vale extinsă, o vale mare și de acolo iară sunt trasee turistice frumoase de făcut, că avem deasupra Peleaga, Păpușa, Vârful Mare, e foarte aproape Galeșu, lacul Galeșu, care iară e foarte cunoscut și el. Dar tocmai pentru a putea lăsa și animalelor să se regenereze și ele, că
au nevoie de spațiu, da. Nu să-i tot stresăm noi. Deja sunt în rezervație și cu treaba asta fac un lucru extraordinar pentru că mai au încă un punct de acces pentru ele. Și cred că e benefic. Da. Aici avem iar tăul și vârful păpușa. Avem lacul Galeșu. Tăurile cu sturii, din nou aici cu floricele specific montane. Aici avem iar o zonă frumoasă când ajunge în această zonă. Asta se numește Plaiul Mic. Este traseul de legătură între cum vii din Valea Jiului, de la Cheile Buții, Buta, și vrei să traversezi din coace spre Valea Bucurii. Ajunge în Poiana Pelegi și face legătura între Retezatul Mic și Retezatul Mare. Și aici avem, central, chiar sus pe Șa, avem două lăcușoare micuțe, se numesc și... Și acolo animalele sunt... Caii sunt lăsați liberi. Cei din zonă aduc caii vara și îi lasă sus în creastă. Și caii rămân până toamna când au nevoie din nou la agricultură și atunci se duc după și cai. Toată vara îi lasă... Ei fac așa... Se adună împreună toți caii și... Formează herghelii și se găsesc. Îi găsesc. Au un traseu și ei stabilit ca ei și nu se duce cineva să ia calul altuia, nu? Sau... Nu au treabă cu așa ceva, nu. Nu, niciun caz. Pentru asta se face de când... E foarte frumos și pentru marea majoritate a turiștilor e chiar o bucurie, pentru că nu oricine vede un cal de aproape, acum să fim sinceri. Și când ajungi la munte și vezi un căluț și poți să te apropii de el și să-l mângâi și vai, mai ales când mergi cu grupuri de copii, deci sunt atâta de bucuroși și de fascinați că este ceva. Eu, din punctul meu de vedere, mi se pare foarte frumos că încă se mai practică lucrul ăsta. Și e și pentru ei bine, că nu trebuie să le mai dea hrană toată vara. Da. Nu mai au treabă cu... Și ca ei sunt fericiți că rămân liberi. Sigur, da. Aici e tot un lac, tot acolo sus în, în Șa. Aici avem pe Pietrele, pe lacul Pietrele avem o cascadă. Aici avem pe Valea Bucurii o cascadă. Este destul de faimoasă și asta. Aici avem cabana Buta. Este un punct turistic iar cunoscut. Aici este unul din grupurile cu care mai urc eu la munte, cei de la Evadează cu noi. Aici aveam tura din Retezat, am făcut o traversare frumoasă până la Nocșoara. Și bineînțeles Zănoaga. Și aici lacul Zănoaga, care e cel mai adânc lac din România, lac glaciar. Este cel mai adânc lac glaciar. În spate de tot, sub formă de piramidă, se vede vârful Gogu. Un triunghi, așa, este vârful Gogu din Godeană. Aici avem refugiu Salvamont de la Zănoaga și cu doi din băieții de la Salvamont. Aici este platou Radeșului, de care vă ziceam că aici am campat pe zona asta. Este un platou al minunilor, să zic așa, la o altitudine de 2200 cât are. Pot să zic că neavând niciun vârf mare deasupra, cu ghița am descoperit 10 izvoare. Efectiv, apa din pământ vine, deci nu de deasupra, ci din interior. Atât și să reci. La astfel de înălțime. Da, de-aia eu îi zic ca un platou al minunilor, este extraordinar. Că ești bine documentată, ai fotografii multe să le arătăm telespectatorilor noștri. Da. Emisiunea noastră este bine structurată și încadrată în timp. Da. Vreau să-i dăm posibilitatea și lui Ghiță să povestească câte ceva vis-a-vis de faptul că el și cântă, este solist de muzică populară și totodată și coleg și colaborator al tău. Ghiță, ce se întâmplă să urci pe munte cântând? Da, de foarte multe ori. Și când nu vrea, îl pun eu să cânte. Da. E destul de greu să cânți la altitudine. Și cu rucsacul în spate, să fii și în gamă. Dar îmi place. Am cântat și în Parâng, am cântat și în Retezat.
De fapt, una dintre titlul unei piese de, scrisă de mine este Din Parâng în Retezat. Am mai scris o piesă la urcarea pe vârful Retezat în 2 ianuarie anul acesta. Sper să pot să, cum se spune, să o înregistrez anul acesta. Îmi place să merg la munte, îmi place să cânt, mai ales când vezi frumusețile care te înconjoară. Da. Ai cunoscut istorioare, povești pe munte, de la prieteni, de la, știu, localnici, ei propriu spus că pe munte nu prea sunt localnici, nu? Istorioare, fiecare își pune povestea lui. Mie îmi place foarte mult, îmi plac foarte mult legendele. Și legenda vârfului Retezat vine la lupta care s-a dus dintre Zmeu și Iorgovan. Este și Piatra Iorgovanului, este tot un vârf din zona Retezatului Mic. În lupta dintre cei doi, în momentul în care se luptau cu săbile, se ferește unul dintre ei și celălalt, când dă cu sabia, retează vârful. De acolo vine denumirea de vârful Retezat. Normal, sunt foarte multe, foarte multe legende și multe lacuri au denumiri tău spurcat. Vine de la faptul că după ce a fost înfrânt Zmeu de către Iorgovan, a fost obligat să dea înapoi oile, tot ce a înghițit el, și acolo le-a dat, în zona tăului spurcat sau în zona platoului Borăscu, că mai este un platou Borăscu. Deci sunt foarte multe denumiri care sunt legate de legendele respective. În Parâng, că fac așa o trecere de la Parâng la Retezat, în zona Parângului este o porțiune în care zice a rămas copita de la calus, de la caulul lui Iorgovan. Și este o stâncă sub formă de copita. Sunt foarte multe legende și acum chiar... Și sunt legate între ele. Sunt legate între ele, da, sunt legate între ele. Și trăirea voastră pe munte, știu eu, evenimente deosebite sau de suflet ce ați trăit voi și v-a marcat, poți să ne povestești și să ne spui ceva? Da, întâlnirea cu marmota. Da. Întâlnirea cu marmota a fost ceva... Eram împreună cu Ina și cu Alina, cu fiica mea, și la un moment dat mi-a zis Alina, zice, se mișcă ceva. Și ne-am întors și, într-adevăr, o marmotă, dar o marmotă grăsuță și simpatică, se uita la noi și atâta ne-a lăsat timp doar să-i facem poză, să o fotografiem. Ar mai fi o întâlnire, de exemplu, cu Pârș, cu un șoricel de munte. Eram la în perioada de toamnă la Refugiu Bucura și erau și câțiva turiști acolo. La un moment dat, era seară, ne-am pus să ne odihnim, m-au auzit ceva foșnituri. M-am ieșit să vedem ce se întâmplă. Un șoricel începuse să caute de mâncare. Lasă moară de foame, nu. Acolo, da. Nu lasă moară de foame, și atunci am luat un biscuit, i-am oferit un biscuit. Dar nu ne-am dat seama că, de fapt, biscuitele era mai mare decât gaura de unde ieșise el. Și a luat-o la fugă cu biscuitele. Când a ajuns acolo, a constatat că nu poate să intre, s-a oprit, s-a pus frumos și a început să mănânce din biscuite până l-a făcut mai mic și a reușit să intre cu el. Sunt isteți și șorii cu tine. Cu vulpița am avut iar, da, de la Bucura, faimoasa vulpiță care toată lumea întâlnește și o hrănește. Dacă s-au obișnuit cu turiștii... Da. Pe vulpiță era supărat cățelul nostru, Haiduc, care era un cățeluș micuț, așa, un malamut până la mijloc. Animale sălbatice de genul ursul,
E periculos dacă vă întâlnește? Nu, retezat nu au fost, să zicem așa. Ei se duc la ciobani, în general, care au oi. Deci la turiști nu au fost cazul, nu. Ei se feresc. Ce și pericole mai există? Șerpi? Sunt vipere, da, este vipera comună și vipera cu con se mai găsește, dar cel mai des sunt vipera comună. Și dacă nu te atingi de ea și nu te-a pus o ei mână, cum au făcut unii și începeau în general, să se joace cu ea, normal că nu-ți face nimic, dacă tu-ți vezi de treaba ta și ea de treaba ei, nu vine ea la tine să atace. Ce le recomandați celor care au în gând să plece pe munte? Cuvrire la echipament, la starea fizică? Starea vremii, în primul rând, să vadă dacă este accesibilă perioada respectivă, să nu fie furtună, să nu fie ploaie torențială sau să nu ningă și să fie viscol, ceață, depinde de anotimpul în care vrea să urce, să fie cu echipamentul adecvat pentru vremea respectivă, bineînțeles, și să aibă o hartă și o busolă și să învețe să citească cu busola totuși harta, ca să, că dacă te prinde la un moment dat, chiar dacă e vremea bună și te prinde ceața în creastă, e bine să ai harta citești, și, exact, și busola și să poți să te orientezi, să știi exact unde ești și unde vrei să ajungi. Cam la ce intervale de timp există refugii? Diferență de 2-3 ore, cam așa. Depinde, sunt refugii care ajung într-o oră de la unul la altul, sunt refugii care ajung traversând o creastă mai mare. În funcție de condiția fizică, da, și de asta. Și de anotimp. Cele mai aproape sunt, de exemplu, refugiul Peleaga cu... nu, din Poiana Pelegii și refugiul Bucura. Sunt cele mai aproape una de alta. În perioada de iarnă se vede, este bine marcat traseul? Nu se vede traseul. În general este acoperit de zăpadă. Mai sunt câțiva stâlpi care sunt mai înalți și pot fi observați din loc în loc. Dar, în general, iarna e bine să mergi cu cineva care cunoaște zona, dacă tu nu ai mai fost și... Și diferă traseul iarna față de traseul de vară. Da, traseul vara, de exemplu, poți să urci o porțiune foarte ușor vara, în schimb iarna nu se poate urca porțiunea respectivă pentru că se formează avalanșe, este un alt traseu. Deci trebuie să cunoști foarte bine traseul pe unde să mergi. Nu poți să urci chiar sub o cornișă de zăpadă și să te trezești că vine toată zăpada pe tine. Într-un minut, locul unde vă poate găsi cei interesați, pe Facebook, pe, știu eu, adresa voastră de acasă, de la ONG-ul? Da, deci avem pe Facebook, avem și adresa mea și a lui Ghiță și plus adresa asociației, deci pe Facebook găsim Asociația de Turism Montan Via Retezat, exact așa. Eu sunt Taraina pe Facebook. Și eu sunt Ghiță Tamaș pe Facebook. Și mai am ca și ghid, eu lucrând ca și ghid în zonă, mai am și ghid prin retezat și alte tărâmuri fermecate. Și activitatea voastră o poate urmări telespectatorii noștri și pe blogul? guidingretezatmountains.blogspot.com. Dragilor, cu siguranță începem o colaborare bună, zic eu. Cu drag. Din punctul nostru de vedere, acum nu știu și din și punctul vostru. Da, bineînțeles. Și când e vorba să vorbim mai, de munte, nu ne putem opri. O să mai aducem în discuție cu voi și imagini și doar vorbe pentru telespectatorii noștri. Eu vreau să vă mulțumesc că ați acceptat provocarea noastră și aș vrea în 30 de secunde, cât un gând de la tine și de la tine, Ghiță, pentru telespectatorii care ne urmăresc. Un gând, nu știu ce aș putea să spun, decât că pentru mine cea mai mare bucurie este să văd pe cineva care își dorește să ajungă la munte, că reușește să facă acel lucru și eu pot să-i ofer acel lucru. Indiferent de timpul, indiferent de... Nu mă interesează că îi aleargă pe traseu sau merge în ce... Pentru mine să știu că a reușit să facă acel lucru pe care și l-a dorit. Să pot să prezint muntele oricui și frumusețea muntelui este cel mai important pentru mine. Da, eu aș putea să spun decât atât. Veniți în retezat, e raiul pe pământ. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă reamintesc că ați fost la emisiunea
turism și agroturism. La revedere! La revedere.